Un moldovean și-a pierdut viața după ce a fost pulberat pe o trecere de cale ferată în Ucraina. Potrivit presei din această țară, bărbatul era la volanul unui camion când a fost lovit în plin de un tren Marfar. El a murit pe loc din cauza rănilor grave. Victima, în vârstă de 52 de ani, era din Bălți și transporta cauciuc spre Belarus. Accidentul s-a produs ieri în regiunea Jitomir. Potrivit autorităților locale, moldoveanul ar fi încălcat regulile de trecere peste calea ferată. În urma impactului au deraiat și 3 vagoane.